Ar trebui să fim cu Dumnezeu în toată clipa. Auzi ce spune Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea, pururea lauda Lui în gura mea. Că rugăciunea e viața sufletului nostru. Pururea să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai văzut Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui binecuvântează sufletea. Ai văzut marele apostol Pavel, mai clar spune, neîncetat vă rugați. Câte ceasuri vă rugați voi dimineața? Și câte țară? Sunt Ioan Gurdeau spune, țara se rogi 3 ceasuri, dimineața 3. Și la mediul nou, măcar un ceas. Câte ceasuri vă rugați dimineața? Că vă scuză. Ceasuri nu. Ar trebui, dar nu ne rugăm ceasuri. Vezi? Și vine moartea mâinii pe mine. Mântuitorul a spus, privegeați și vă rugați că nu știți ziua nișa. Mâinii pe mine plecăm, toți plecăm. Nu rămâne nimeni, dar nu știm când. Noapte. Da. Moșul putrigai, moșul putrigai. Treptele rugăciunii sunt nouă, dar noi ne rugăm măcar cu buzele, măcar cu gura. Treptele cele mai de jos. Trepta cea mai de sus? Și duce apostol Pavel, aduce Domnul roada buzelor și duce Duhul Sfânt în Psalmul 33. Bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea pururea lauda Lui în gura mea. Și duce Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui, bine, și duce apostolul, nește, cu glasul meu către Domnul a strigat cu glasul. Deci, aici patru feluri la buzelor, la gure, la limbi și sa glasului. Sunt pe cui și mai de jos a rugăciunii, în treptele rugăciunii. Cu aici se învață cineva întâi, când îi prunc. După ce te ruga măcar 10 ani, cu limba, cu buzele, cu gura și cu glasul. Aici se vede la o vreme că sunt nevoie și aia ce duce gura să întreagă mintea. Nu se le duce așa numai aiure. Și când omul ajunge și aia ce duce cu gura să întreagă cu mintea, a ajuns la treapta a cincea. Treapta rugăciune minți. Dar la treapta rugăciune minți e desăvârșită. Nu. Rugăciunea minții e pasăre cu aripă, e jumătate de rugăciune. Rugăciunea cu un picior, poți merge cu un picior. Poți vura cu aripă și acolo atacă drașe pe minți și la minți. Trebuie rugăciunea, treapta a șasea, rugăciunea inimii. Să focul cu mintea în inimă. Și când te pogori cu rugăciunea în inimă, cu Doamne Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Când te cobori mintea, întâlnește două vreme. Întâi, vama imaginată, începuire, să nu se începui nimic. Că pe Dumnezeu nu poți să începui nici rovime, nici sărățime. El n-are margine de slavă. Și vama a doi, vama rațiune la poarta inimii. Când se păgăi mintea în inimă, primul semn dai un cui de foc, în țâța stângă aici inima și la barbaș, la un cui de foc. Se încălzește inima tare, începe o dulceață dumnezeiască de la inimă în pieptul, culoarea de tot corpul să fie foc. Și începe vocea cu de lacrimi, dar nu așa lacrimi. Îmi povestea un bătrân în pustie cu care aveam legături. M-am pogorât cu mintea în inimă 2 ore și 10 minute.
Și atât a dus iată Dumnezeiască, vin să întâlnești Hristos cu sugetul nostru, că l-avem de la botez în inimă. Și atunci, din partea rațională, stă de vorbă cu sugetul nostru. Când două ori și zece, și am avut cinci batiste la mine și le-am stors de trei ori de lacrimi. Așa e rugăciunea, cu atâta lacrimi. Așa e curăță inima. Alta rugăciune așa curată a inimii la care ajunge unul din 10.000 din cei care se țele Sfântului Saxel. S-a pus rugăciune mai mare, de sine mișcătoare, rugăciunea văzătoare, rugăciunea contemplativă, nu mai sunt, s-au băsut. Care rugăciunea contemplativă, nici nu se mai cheamă rugăciune, se cheamă vederii Dumnezeu. Coșeiesc răpit pază până la altăile așa. Și nu știa dacă a fost într-un sau afară de trup.